Știi ce faci? Distribui numitorul. Distribui numitorul mai întâi, egal mai departe cu limită între n de la infinit. Scriu și eu aici, da? Da. Că sunt niște chestii care pot să fie interesante. 2 pe 2 tot la n. Dar 2 pe 2 face 1. Păi da, e și 1 deci plus vine 1, 1 plus 1 pe 2 tot la n. Nu, că e doar 2 ăsta la n. Da, e bine așa cum este. Totul la puterea. Combinăm de matică 2. Combinăm de matică 2, hai să facem deoparte. Combinăm de matică 2, este egal cu n factorial supra 2 factorial pe n minus 2 factorial. Minus 2 factorial. Și face n factorial supra 2 ori n minus 2 factorial, da? Da. Și exprimăm factorial mai mare. Mai mare funcție de... Deci vine n minus 2 factorial. Unde e n minus 2 factorial, simplificăm. Și va fi n minus... Desfacem paranteza aici? Nu, nu, lasă n pe lângă n minus 1. N minus 1, totul pe 2. Bun. Și acum locuim sus, deci egal mai departe la limite. Continui. N pe lângă N minus 1, totul pe 2. Cum era chestia aceea? Era ceva că asta la puterea asta inversată totul la asta orice puterea era. Așa, este forma numărul E. Da. Ia să vedem ultimul. 1 plus 1 supra un șir a N, totul la A N. Totul la 1? Nu, 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 deocamdată așa. Limita așa asta, limită din acest șir, egal cu E, dacă și mai dacă ai n tinde la infinit. Da. Nu? Dacă ai n tinde la infinit. Ai indicien, da? Nu au da. Ai indicien. Ei bine, la tine a n este cât în cazul de față? 2 la n. 2 la n. Și tu trebuie să-ți construiești 1 plus 1 supra 2 la n la puterea 2 la n, că nu la ai 2 la n. De ce mulțești în pat? Deci tu ți-ai adus aminte bine chestia asta, dar acum hai să vedem cum gândim. Deci, egal mai departe, aici o să zicem egal cu limită pentru n de la infinit, din 1 plus 1 supra 2 la n, totul la puterea 2 la n, ori 1 pe 2 la n, sus. 1 pe 2, adică am înmulțit și am împărțit. Da. Și oricât mai era înainte. N pe lângă N minus 1, totul pe 2. Și bucata încadrează-o așa, fără acesta. Așa. Și egal cu E. E la puterea limită. Pentru N tinde la infinit. Din N pe lângă N minus 1. N pe lângă N minus 1. Totul supra... 2 la N plus 1. Acum, ia să vedeți voi acolo ce idee vă vin. Păi să scoat... Hai să-i aplicăm șmecherea care am învățat-o. Deci dacă ai de făcut limita unei fracții și ești supărat, cum suntem noi acum, și vezi tu la numitor, la numitorul 2 la n plus 1, dacă acela e crescător, nu fii trist. Fă a indicele plus 1 minus a n, sau b n plus 1 minus b n. Deci ne ocupăm de limita asta deoparte. Limite pentru n de la infinit. Din
N pe lângă, N pătrat, hai și Busești, N pătrat minus, N. Minus, N. De fapt, era, da? E minus. Da. Supra, la N și va fi, nu cu sumă la pătrat minus N plus 1, minus... Deci, deoparte luăm, închipuiți că ai, ai indici, alienele a... A indice n egal cu n pătrat plus n, minus n, da? Da? Și b n este 2 la n plus 1. A indice n plus 1 fie egal cu n pătrat plus 2, n. Da? Este n plus 1 la pătrat. A, păi da, și descompunem acum de asta ca schimb. N pătrat plus, n plus 1 la pătrat. N pătrat plus 2N plus 1. Așa, deodată, da? N pătrat plus 2N plus 1 minus N minus minus 1 și minus, asta este, lucrăm la el, hai să lucrăm. Da. Este N pătrat. N pătrat plus N. N pătrat plus N. Asta este N plus 1. N plus 1. Pe N-ul ai? Hai să vedem și BN plus 1. BN ce e N plus 1. 2 la puterea N plus 2. N plus 2. Și acum ne ocupăm. Ne ocupăm, zicem, limită pentru N timp de la infinit din A indice N plus 1 minus A N supra B indice N plus 1 minus B N și calcul limită. N pătrat minus N supra 2 la puterea N plus 1 minus 2 la puterea N plus 2. Și azi limită din, pe atentie la infinit, din, se reduc frumos, 0 pe ceva. Da. Care face 0. Așadar, o să te întorci acolo și spui că este cam mai departe cu E la limită, E la 0. Continuă acolo ieșiți, egal mai departe cu E la puterea 0, nu? Da. E la 0, care face 1. Hai să mai vedem încă o dată. Uitați să-i speri? Nu. Nu. Numărul ei au fost ascuns acolo. Forma numărului e. Ei distribuim pe 2 la el, au părut 1 plus 1 pe 2 la el, la combinările acelea, se organiza numărul e. S-a apărut acolo limită din e la n pe lângă n minus 1 pe 2 la n plus 1, nu? N pe lângă n minus 1 supra 2 la n minus plus 1. Da. Și ai gândit foarte bine, ai aranjat ieșițul, excelent. Da, ștergem tabla. Un alt ieșit. Hai că, bă, că ți le facem, mă. Ce credeai tu că ne păcălești așa și nu mai, mai intrăm în panică? Deci toți consecutiv, nu? 2 plus 2 plus 3 plus 4. Așa până la N. Supra 1 plus 2 plus 3 plus puncte puncte plus N. Așa, totul la puterea. 1 plus 4 plus 7 plus puncte puncte plus 3 N minus 1. Deci aș face 1 plus 2 plus 3 plus N, aș nota cu un, cu un, cu expresii de N, E de N. Cu expresii, da? Da. Și atunci ce ar deveni ești? Aș avea limite pentru N din la infinit din N plus N.
ar apărea 1 plus E de N. Știți de ce 1? Da. Că loc e 2, acela primul, da. Zici 1 plus 1 plus 2, ca să apare. Da. Deci 1 plus E de N. Supra. 1 plus E de N. Totul supra E de N, nu? Da. Aș separam după... Și la puterea... 1 plus 4 plus... Și mai departe, plus pe el minus 1. Sigur, da, da. Deci distribui numitorul și facem aceeași cont. Din 1 plus 1 de pe el. Limită. E întind de la infinit. E de N. Supra E. Da, e 1 pe E de N plus 1. Sau 1 plus 1 plus N. 1 plus 1 pe E de N. Totul la chestia aceeași meserie ce 1 plus 4 plus puncte, puncte, plus 3 minus 1. 3 minus 1 este, da? Ia mai departe cu limită. Organizează-ți. 1 plus 1 pe E de N. Totul la puterea E de N. Ori 1 pe E de N, că mulțim și împărțim, da. Ori, deschid o paranteză, 1 plus 4 plus puncte, puncte, plus 3 N minus 1. Și prima parte acolo este... Asta... Este E. Deci este egal cu E la limită. E la limită din... Eu cred că zice limbi fracții. Da. 1 plus 4 plus puncte, puncte, plus 3 N minus 1. Supra E de N. Supra E de N. Asta e limbi de N. Și acum îți facem limbi. Dar trebuie să scriem ca sumă. Așa. Că care să scriem ca sumă? 600 de sus. Sumă de la K egal cu 1 la N. E din 3 K minus 1. Perfect. Deci egal limit, e la limite, ori cum se pare, nu e nici odată, e la limite, pentru e din la infinit, din sumă. 3 o sumă de la K, ca să nu... De ce 3? Păi el scoate, face ca diferență. Lasă așa, deocamdată. Sumă de la K egal cu 1 până la N din 3K minus 1, că e o paranteză. Totul suma, sumă de la K egal cu 1 până la N, din K. Că sunt toți termeni consecutivi, nu? Da. Și egal mai departe cu E la limită. Pentru N din la infinit. Din sumă de la K egal cu 1 la N din 3K. Minus sumă de la K egal cu 1 la N din N. Din 1. Din 1. Din 1. Supra sumă de la K egal cu 1 până la N din K. Care eu îi știu te. Da. Egal cu E la puterea limită pentru N din la infinit din linie fracții 3 ori N pe lângă N minus 1 N plus 1 pe 2, nu? Suma primelor e numele naturale. Pe 2 minus N minus N supra N sumă N plus 1 pe 2. Corect. Și egal cu? Același lucru. Este egal cu era din 3 N plus 1. Din? Din 3 N plus 1. Desfacem mai des sau să așa? Nu, cred că o să... Poți să desfaci. 3 N pătrat, da? 3 N pătrat. 3 N pătrat plus 3 N. Minus 2 N, ca să te la aceeași metodă, da. Nu? Minus 2 N totul supra 2, dar 2 supra 2 și 2. Supra N pătrat plus N. Și scoate un factor cum pe factor forțat. E la limită pentru N de la infinit din N pătrat. Hai să zicem, 3 pătrat plus N este 3 N pătrat plus N, că reducem terminația mai întâi. Totul supra N pătrat plus N, da?
Și îi dau cu el la limită. Am 3 plus 1 pe n. Da. Supra n pătrat, 1 plus 1 pe x. Și n pătrat pe n și 1 pe n din la 0 va fi 3. E la 3. E la 3. E la 3. Da. E la 3. Alte chestiuni. Pentru el, da? Da. La infinit. Bine. Din fracție A1 la puterea 1 pe n plus A2 la puterea 1 pe n plus puncte-puncte plus A100 la puterea 1 pe n totul supra 100. Supra 100, da? Da. La puterea 1 plus 3 plus 5. 100 la putere? Nu, totul la 100. 1 plus 3 plus 5 plus puncte puncte plus 2 e minus 1 supra n. Minus 1 asta supra n. Totul pe n, da? Da. Asta. Păi și aici mă, ce tu să fac aici? Despre ai ăștia, ai vreo legătură mai? Atunci hai să adunăm și să scădem unul la bază, cu gândul să compunem, construim o ruie. Da. Deci adunăm unul și scădem unul. Și va face cam mai departe cu... Limită pentru n tinde la infinit. 1 plus... 1 plus... A1 la 1 pe n. Plus A2 la 1 pe N. Plus A100 sub la 1 pe N. Supra 100. Și plus 100. Plus 1 ar fi. Plus 1. Da? Păi minus. Hai să facem bine. 1 plus chestia asta, minus 1 aici. Păi, da. Așa, bine, bine, bine. Minus 1 dreptul infracție, da? Da. La 1 plus 3 plus puncte puncte 2 e minus 1, totul supra n și egal cu limită pentru n tinde la infinit din... Aduce la același numitor și vine 1 plus A1 la 1 pe n plus A2 la... plus A100 minus 100, totul supra 100, nu totul la un capăt, unul e lăsat deoparte, da? Păi era... 1 plus, da. A, da. Așa, 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 așa. La aici, la minus sau la da. Plus, da? Totul la... Inversul acestea, 100 pe... Adică ne închipuim da, că avem pe... chestia da. Asta, expresia, da? Totul la 100 pe... A1 la 1 pe n plus A2 la 1 pe n plus mai departe plus A100 la 1 pe n minus 100 mulțit cu ăsta inversat da. Cu A1 la 1 pe n nu, era mulțit cu nu, nu, dar ai pus-o tu pe asta a, recunoaște că da, ai pus-o da, da. Recunoaște. Deci A1 la 1 pe N, plus A2 la 1 pe N, plus puncte, puncte, plus A100 la 1 pe N, minus 100, supra 100, și înmulțit în sfârșit, cu ce ai spus tu, 1 plus 3, plus puncte, puncte, plus 2, N minus 1, supra N. Și bucata asta, până într-un loc, acolo este E. Până aici. Da. Și este E la puterea limită
între tine la infinit, din linii de fracții, A1 la N, minus 1, nu? Ai zut aceea care este minus 100, se distribuie la fiecare. Da. A1 la 1 pe N, minus 1, plus A2 la 1 pe A2 la 1 pe N, minus 1, plus și mai departe, plus A indice 100, la 1 pe N, minus 1 la bază, da? Da. Supra 100, înmulțit cu 1 ori plus 3, plus 2 în minus 1, supra N. Supra N, corect. Și egal mai departe cu E la puterea limită pentru N timp de la infinit, din 1 pe 100 poate să ies în fața limitii, 1 pe 100. Și apare A1 la N minus 1. A1 la 1 pe N. A1 la 1 pe N, foarte bine, la 1 pe N minus 1. La 1 pe N, da? La 1 da. Pe N minus 1 supra N. Plus A2 la 1 pe N minus 1 supra N plus și mai departe plus A indice 100 la 1 pe N minus 1 la bază supra N într-o paranteză totul de mulțit cu 1 plus 3 plus puncte, puncte, plus 2 în minus 1, da? Hai să vedem cine iasă. Așa, nu? Așa, și nu, mulțit în dreptul unei fracții. Mulțit în dreptul unei fracții. Unul plus... limita... Cum era ce? Este o limită fundamentală asta, nu? A la xn minus 1 spre xn. Deci limită, hai să ne amintim, limită pentru n tinde la infinit din a la puterea xn. Expresii e de x minus 1 totul supra e de x. A la e de x. A la e de x minus 1 supra e de x. Cât este limita asta? Egal cu logaritm natural din A. Dar nu-i tot logaritmul, deci logaritmul limita din A și supra A la puterea e de x minus 1 și minus 1 e la bază. Vedeți ca să fie modelul de acolo. A la puterea e de x, dar la noi e de n, 1 pe n, nu? Da, e nasol că trebuia să fie 1 pe N. Neva, noi în regulă chestia, să vedem încă o dată, să ne întoarcem. Dar asta e drum, ăsta e drumul, știi? Da. Deci mă gândesc că... așa. Trebuia să ne dea nouă 1 pe N acolo. Adică la numitor acolo ți-a fost un supra 1 pe N. Dar de unde a apărut 1 plus 3 plus 5 plus 2 minus 1 supra N, ai zis așa acolo, nu? Da. Și noi ce am făcut? Am adunat și scădut un 1, la 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 la, și a apărut 1 pe N ăla. Cum? Să facem? Să punem de la noi. Nu. Eu cred că trebuie să facem suma aceea, să o gândim. Deci trebuie să luăm suma deoparte. 1 plus 3 plus 5 plus 2 minus 1 pe N să calculăm. Ia să o luăm deoparte. Deci rămânem un pic discuții cu chestia asta. Și zicem. Deoparte zicem așa.
notăm cu yes. Sau cu e fracția aceea? F egal cu 1 plus 3 plus 5 plus puncte, puncte plus 2 n minus 1. Totul supra n. La sumă. Da, sus e sumă. Sumă de la K egal cu 1. 2 e minus 1. 2K minus 1. 2K minus 1. Supra n. Și egal cu sumă de la K egal cu 1 la N din 2K minus sumă de la K egal cu 1 la N din K din 1, pardon, din 1, din 1, nu? Așa vine acolo. La N. Da, și egal mai departe cu egal cu 2 N pe lângă N 2 n plus 1 supra 2 minus n minus n, supra n, același numitor 2 cu 2 supra n, ca să mai pierdem timp, egal cu n pătrat plus n minus n supra n minus n și va fi n. Deci toată chestia asta e n. Hai că merge acum să vezi ce facem. Ștergem 1 plus 3 plus 5, chestia aceea care ne-am amețit acolo și zicem N, pur și simplu. Și aici... Și peste tot. N. N. Dacă arată N acolo, da? Da. N. Și aici avem... Și numai da. Avem... Și acolo șterge-o și zicem că este N. Și 1 pe 100 e bun, dar aici... Nu mai pune supra N-ul ăsta. Da. Din păcate, șterge-l pe N acela, peste tot. Lăsăm afară și zicem ori N ăsta. Da. Deci, ori, toată chestia asta e N. Da. E bine, nu? Și egal cu el la limită. Și vine N pe lângă ăsta, N pe lângă fiecare. Da. Deci egal cu el la limită pentru N de la infinit. 1 pe 100, așa, 1 pe 100 poți pune chiar în fața limitei. Aici. 1 pe 100 e constantă. Da. Față. Din 10 N pe lângă A1. Deci este el la 1 pe 100 limită pentru N tinde la infinit din N pe lângă A1 la 1 pe N minus 1. Plus A2. Le punem într-o paranteză dreaptă, că limita A. Da? Plus N pe lângă A2 la 1 pe N minus 1. Plus N pe lângă A3, hai să scriu și pe asta, A3 la 1 pe N minus 1. Plus puncte, puncte. Plus N pe lângă A indice 100 la 1 pe N minus 1. Scrie din paranteză dreaptă, da? Face E la 1 pe 100 ori limită din N de la infinit din A1 la 1 pe N minus 1 supra 1 pe N, că e N-ul acela din față și l-am scris supra etajat. Da. Ai înțeles tu? Da, da. Ar vine supra. Așa e bine. A1 la 1 pe N minus 1 supra 1 pe N. Uite, dacă mulțim, da, dacă mulțim pe primul cu al doilea inversat, uite aici, mulțim pe prima cu a doua inversată, nu îți duce sus. Și atunci eu l-am avut sus și l-am înseamnă așa. Că-mi place mie așa, știi tu de ce? Că apare A1 la expresie minus 1 plus A2 A2 la 1 pe N la 1 pe N, minus 1, totul la 1 pe N. Da. Deci A2 la 1 pe N, minus 1 supra 1 pe N, și plus puncte, puncte, plus A indice 100, la 1 pe N, minus 1, totul supra
unul pe el. Și limita asta toată, deci egal cu el la puterea 1 pe 100, el la 1 pe 100, și primul este cât? Parcă e logaritmul din A1. Logaritmul din A1. Plus logaritmul din A2. Plus și mai departe, plus logaritmul din A100. Aici 100. Și egal mai departe, cu el la puterea 1 pe 100. Cu logaritmul. Suma logaritmilor? Cu ce? Produs. Egal cu... Logaritmul produsului. Din logaritmul din A1. Ori A2, ori punctul cum se-a 100. Și mai departe, conform proprietății 1 pe 100 acela vine deasupra aici. Vine la, la sus, vine radical indice. Da. Deci ar fi el la puterea logaritmul din radical indice 100 e numerele amuțite. A1 ori A2 ori punctul cum se-a 100. Așa bine, da? Da. Și el, la logaritm natural din chestia asta, face exact radical din 100. Că A la logaritm bazat din nu știu cine, și face radical din 100 din A1 ori A2 ori puncte, puncte A, 100. Deci limita asta, răspunsul corect, este radical indice 100 din A1 ori A2 ori puncte, puncte ori A, indice 100. Hai să mai vedem ieșițiu, să spunem unde ne-a plăcut cel mai tare. Aici, dacă pornești, dacă îți vine în minte să aduci cazul 1, merge ieșițiu. Dacă nu, ești blocat. Deci de ce am adunat eu și am scăzut 1? Să avem limita asta, să putem să scriem la invers și... Da? Deci să construim acolo. Și am sesizat că sunt 100 de termeni. Da. Deci poanta a fost acolo că am văzut 100 de termeni. A 1, a 2, 100 și am zis, păi 100 nu degeaba. Da. Și când am adunat și am scăzut 100, numai bine, minus 100 acela, l-am repartizat la fiecare, am avut 100 de... Da. Și vine a 1 la 1 pe el, minus 1, minus 1, și m-am dus pe limita fundamentală. M-a deranjat acolo, că nu aveam unul pe N. Mă amintiți să aveam supra-N. Da. Da, a trebuit să mă întorc să văd suma aceea cât face. Și a făcut numai N. Foarte tare. 1 plus 3 plus 5 plus 2 N minus 1 supra-N este chiar N. Ei, și acela ți este de folos. Că fiind N pe lângă, îl întorci la numitor și se aranjează exact fundamentala pentru fiecare. Da. A 1 la 1 pe N minus 1 supra 1 pe N. Nu? Frumos ești. Când dăm cât pe câte un exercițiu de ăsta și ai reușit să-l spargi, știi, și l-ai făcut, parcă nu-ți vine să pleci lângă el, băi, ce fain a fost. Deci totul a fost gândit cât se poate de elegant. Deci autorul, când a făcut exercițiul ăsta, s-a gândit la limitele fundamentale a unu la o expresie, minus 1 supra acea expresie fundamentală, zic, bă, le bag 100, zic, supra 100 acela, expresia 1 pe N, iar acolo, când face calculul, 1 plus 3 plus 5 plus 2 minus 1 supra N, putea să fie, să fie drăguț, zice, să zic la puterea N. Dar nu. Da. Lăsați vadă, băi, să descurc ei, să calculeze 1 plus 3 plus 5 plus 2 N minus 1 supra N. Adică să calculeze suma să... Deci o testa mai multe chestii. Dacă vreți cu această limită, eu spun că mi-au prins bine pe o zonă destul de largă. Mai întâi formarea numărului e, limita aceea fundamentală A la minus 1, pe urmă, calculul sumei aceea, au fost cele trei puncte tari, să zicem, în ieșiți. Să vedem altul. Limita, limita, limita.
Din cosmos. De 4. Supra. Nu, supra doar la 4. A. 4 supra. E în pătrat plus. La puterea combinării din la din 4. Combinării din el la din 4, da? Combinării din el la din 4? Da. E, nu cred că așa de știu. Cum să facem aici? Da, dezvoltăm combinările. Da. Nu de parte combinare din la tine. Dă seama combinare, că nu acolo e secretul. Hai să vedem aici ceva. Cos de... Să vedem ce situație ne plasăm. Cos de 4 pe infinit. Să punem supra 4 și mulțim cu... Nu, faci așa numai dacă ești la sinus. Că sinusul e fundamental. Dar la cosinus înlocuiești pe n și vine 4 supra... Cât face? 4 supra infinit. Argumentul vreau să văd. Da. 4 pe infinit face 0. Cos de 0 face 1. Mm. Deci egal cu 1 la puterea. Combinări din el luate câte 4 face infinit. Deci vom fie la 1 la... Nu, 1 la infinit. 1 la infinit. 1 la infinit este o operație fără sens. Da. Da. Face cu el, nu? Și numărul e. Când ai, ori de câte ori ai 1 la infinit, te duci spre numărul e. De aceea doresc că demul 1 la bază, construim, facem toată povestea. Deci ne ocupăm egal mai departe cu limite pentru e întinde la infinit din 1 plus cosinus de 4 supra n pătrat plus 1 minus 1 totul la puterea inversului expresii 1 pe cosinus construim numărul e, că nu pierdem timp. Da. 1 pe cos de 4 supra n pătrat plus 1 minus 1 ori, recunosc că am pus-o eu, deci ori cosinus de 4 supra n pătrat plus 1 minus 1 înmulțit cu combinări de el luate câte 4, nu? Și până acolo, până într-un loc, este numărul e. E la limită. E la limită de întâlnire. Din cosinus de 4 pe n pătrat plus 1 minus 1 totul de mulțit cu combinări de el luate câte 4, da? Și zicem egal mai de sub, egal cu e la puterea. Putem scoate un minus în față. Cu 1 minus cos de ceva face 2 sin pătrat de jumătate. Da. Și va face minus 2 sin pătrat. 2 sin pătrat de jumătatea unghiului. Unghiul era 4 pe n pătrat plus 1. 4 pe... 2 pătrat. 8 pe n pătrat plus 1. Așa vine? Deci 4 supra n pătrat plus 1 totul pe 2. Nu, va fi 4 supra 2 n pătrat plus 2. Nu? Așa, se simplifică 4 cu 2 aici și face 2 supra n pătrat plus 1. 2 supra n pătrat plus 1. Și ori combinăm. Ori combinăm de n luate câte 4, da? Și acum, combinări din luate 4 să facem deoparte. Combinări din luate 4 egal cu n factorial. N-4 factorial, da. N minus 2 pe lângă N minus 2 N minus 1 ori N. Da. Totul supra 4 factorial 0. N minus 4 factorial. Și egal cu N minus 2 pe lângă N minus 1. N pe lângă N minus 1. N pe lângă N minus 1.
lângă N minus 2, lângă N minus 3, totul supra 4 factorial. Da? Da. Și acum locuim și avem E la puterea. Limită. Din la infinit, din minus 2 sin pătrat, da. Minus 2 sinus pătrat de 2 pe n pătrat plus 1 ori n pe lângă n minus 1 pe lângă n minus 2 n minus 3 totul supra 4. Da, 4 factorial, da? 24. Și egal cu E la puterea, 2 cu 24 la se va simplifica. Da. 2, nu 2 de la nepătrat plus 1. De la minus 2 din față. Îl scrieți spate în fața limitei, E la minus 1 pe 12. Înmulțit cu limită, pentru n tinde la infinit, din sin pătrat, din 2 pe n pătrat plus 1, totul supra, îi punem argumentul, că argumentul face 0 la limite. Totul supra 2 pe n pătrat plus 1, 2 pe n pătrat plus 1 la pătrat, din cauza lui sin pătrat, da? Îi punem argumentul la pătrat. Asta la pătrat. O secundă. Deci cuvine. Aici, între timp, ai pus, gata, să întinzi, dar așa vine fractarea, așa. 2 pe n pătrat plus 1. Deci argumentul lui sinus este ăsta, n-ai cum să îl tai. Da. Și totul, așa trebuie să scrii și aici. Deci, sin pătrat de 2 supra n pătrat plus 1, da. Totul supra argumentul său, da. Adică 2 supra n pătrat plus 1. Că am mai văzut așa, nu? Și fiindcă e sinusul la pătrat, punem totul la pătrat. Și mulțim. Și mulțim exact cu asta. Recunoaște că ai pus totul acolo. Deci mulțim cu 2 pe n. Așa. Și ori bucata aceea, sigur că da. Ori n pe lângă n minus 1 pe lângă n minus 2 pe lângă n minus 3, da. Totul supra cât era... Nu, nu l-am scos, l-am scos, l-am scos, corect. Deci nu. Deci egal cu E la minus 1 pe 12 și bucata sinusul pe argumentul său la pătrat s-o termina cu el, face 1. Da. Și e limită pentru n tinde la infinit, dintr-o linie de fracții, la numărător este n pe lângă n minus 1, pe lângă n minus 2, pe lângă n minus 3, și jos este n pătrat plus 1, ori 4. Mai este și o 4, da? Așa, ori 4 sus, acolo mai trebuie și ori 4, da? Supra n pătrat, n pătrat plus 1 la a doua. Nu-i bine? Da. Și iese 4 cealaltă urmă la minus 12 și simplific cu 12 și face E la puterea minus 1 pe 3. Limită pentru n tinde la infinit. Din. Scoatem un n peste tot în factor și vine n la a patra. N la a patra, pe lângă 1 minus 1 pe n, pe lângă 2, 1 minus 2 pe n, pe lângă 1 minus 3 pe n. Și jos scoatem aia și un la a doua și la a doua vine n la a patra. Pe lângă 1 plus 1 pe n la a doua, totul la a doua. De la a patra cu la a patra s-a terminat. Și face finalul E la puterea minus 1 pe 3. Și
Atât. E la minus 1 pe 3, nu? Cealaltă e la 0. Îl faci celălalt, faci 1 pe 1. Da. E la minus 1 pe 3, care înseamnă 1 pe... E la 1 pe 3, care înseamnă 1 supra radical indice 3 din E. Asta ar fi limita. Mai vreunul? Ia să vedem dacă mai e. Cât e 6 mai? 10 și 10. Cât? 10 și 10. 10 și 10. Hai că mai facem. Atunci încep să o spune pe Andreea Mamuș. Când m-a sunat deja cu telefonul plin sus. Da? Da. Dar să uite sus, nu, spate. Uitați, spate că e la tablă. Sau nu mergi calculatorul? Mame. Așa. Hai să faci și pe asta repede. Limită. Limită. Ținem din până infinit. Din radical de ordin 3. Primim la 6. Plus el la 3. El la 6, zi, nu? Plus da. El la 3. Nu, el la 5, nu la 3. E la 5, a? Plus 1. Și am minus, radical de ordin 3. Primim la 6, minus 2. Limită din toată. Limită din toată asta? Da. Hai, mă, ca să o facem. Avea un domn cu jucata de ordin 3. Deci aia e minus B. Și trebuie să mulțim cu A pătrat plus AB plus B pătrat. Deci egal mai departe cu limită. Pentru MT de la infinit, din... Hai scăpăm din... Deodată, da. Deci el la 6. El la 6 minus el la 6 plus 2. Da, și face el la 5. Plus 1. Plus 1 plus 2, 3. Deci, el la 5 plus 3. Și jos vine radicalul primul, radical la pătrat. Deci radicalul primul, radical cel 3 din el la 6 plus n la 5 plus 1 la pătrat, adică a pătrat. Plus îi mulțim a ori b. Plus a ori b, radical din 3 din n la 6 plus n la 5. Plus 1 pe lângă radicalul, de fapt că e... Ori radicalul celălalt, da? Și plus al doilea radical la pătrat. Face egal mai departe cu limită pentru n tinde la infinit. Din el la 5 plus 3 și observăm că are și de subradical în el la 6, da. Nu, subradical îmi putea zice el la 6, da. Ies în față el la a doua, că cum se întâmplă? Deci dacă scot el la 6 în factor comun aici, vine el la 6 pe lângă 1 plus 1 pe el plus 1 pe el la 6-a. El la 6-a aceea simplificul cu 3 și face el la a doua. Și el la a doua, totul la a doua, face el la a patra. Deci peste tot o să iasă el la a patra. Deci vine el la a patra, pe lângă, mă rog, din fiecare s-a întâmplat așa, da. Și între gradile este el la a patra și el la a cincea, da. Mai mare el la a cincea. Da. Și o rămâne el în sus. Și va face plus infinit, da. Ca să nu mai pierdem timp. Da? Deci da. Limita asta este plus infinit, pentru că nu se întâmplă să fie grad ilegal. Ne oprim aici. Da. La revedere! Pe mâine seară. Cine mai ajunge, nu? Da.